Membrii PNL care au fost supuși sondării pentru desemnarea candidatului la primăria Târgu Jiu își pot cere banii înapoi. Este vorba despre cei 5.000 de lei plătiți de cei 5 liberali care au dorit să fie incluși în sondajul de opinie. În timp ce Marian Rotaru și Niculina Mocioi au declarat că vor cere banii înapoi, Marcel Romanescu vrea doar să afle procentele obținute. Biroul de presă al Partidului Național Liberal a remis un comunicat de presă prin care anunță că cei 5 liberali sondați la Târgu Jiu pot cere banii dați înapoi. Din comunicat iese că doar cei neserioși ar face asta. Membrii PNL care și-au manifestat intenția de a se înscrie în cursa pentru candidatura de primar al municipiului Târgu Jiu și de a fi incluși în sondajul de opinie pentru desemnarea candidatului, dar care nu doresc să mai respecte cele convenite inițial cu privire la plata și gestionarea informațiilor rezultate în urma sondajului, pot solicita restituirea sumelor cu care au contribuit, se arată în comunicatul de presă al PNL Gorj. Niculina Mocioi susține că nu poate plăti un serviciu care nu i-a fost făcut. Aceasta a declarat că, înainte de toate, o interesează să afle la ce procent se situează în opinia alegătorilor târgujeni, iar dacă acesta nu i se va prezenta, poate cere banii înapoi. Am plătit pentru un serviciu de care nu beneficiez. Și atunci, mi se pare firesc să solicit în scris conducerii PNL Gorj să îmi comunice public sau în mod privat, așa cum decid, rezultatul acestui sondaj. Altfel, dacă nu se va întâmpla acest lucru, înțeleg că am plătit pentru un serviciu de care eu nu beneficiez. Colegul său, Marian Rotaru, este mult mai vehement și a declarat că nu crede în sondajul făcut de PNL, motiv pentru care își vrea toți banii înapoi. O să fac cerere pentru a lua banii înapoi, întrucât nu mi se pare normal ca să fie acea umilință. Eu nu suport să fiu umilit cum ceilalți poate suportă. Eu consider în continuare că acel sondaj nu a fost făcut sau dacă a fost făcut, a fost făcut pe genunche și nu conform cu realitatea. La fel de interesat de rezultat este și Marcel Romanescu. Acesta nu își dorește recuperarea banilor, ci aflarea rezultatelor sondajului. Informații strict interzise la PNL Gorj, se pare. Nu, am luat o decizie, nu voi solicita returnarea acelei sume, dar voi avea o discuție cu cei doi președinte Partidului Național Liberal ca în perioada următoare să-mi comunice doar datele care mă privesc. Nu mă interesează nici rezultatele colegilor mei, nici rezultatele ca altor candidați din acest sondaj. În ceea ce îi privește pe Victor Banța și Eduard Berc, aceștia nu vor să-și recupereze banii dați pentru efectuarea sondajului care nu a avut efectul scontat. Interesul liberalilor pentru rezultatele sondajului contrazic declarațiile celor doi copreședinți PNL Gorj, Dan Vâlceanu și Tudor Barbu. Aceștia au refuzat să facă publice datele finale invocând o înțelegere cu cei cinci, care se pare că nu a existat, iar scorurile obținute sunt subiect tabu pentru toți, deși casa de sondare a fost plătită din banii lor.